Mă uit la televizor. Dacă va veni apă mai multă, se va inunda. De-aia l-am făcut până aici, s-ar putea încă să-l prelungim. Se va inunda în continuare toată partea asta, care și asta va fi cu strată. A fost neapărat nevoie să arăm anul acesta, pentru că a fost un pământ virgin, să zicem așa, cu excepția acestei zone unde am pus cartofi. Ia uite ce am făcut. De pantaloni. Da, de pantaloni. Am acolo apă în șanț. Pe șanțurile astea se va scurge apă și la vară sau numai acum în primăvară, când încă plouă totuși destul de des în Maramureș. Cireșul ăsta pare că ceva l-o mâncă. Mă uit la televizor. No, ce faci? Ia, dau cu freza. Dau cu freza de brațe. Salutare, prieteni! Ia că începe și ploaia. Stai să-l opresc pe Armand Goșu, că povestește cu George Buhnici. Și e foarte târziu, suntem jumătatea lui mai. Vremea nu ne încurcă pentru că nu a venit căldura mare, dar pe zona asta, cum vă ziceam și în alte videoclipuri, nu s-a putut băga cu tractorul să frezeze, pentru că aici o zonă cam moale, cu multe izvoare. S-a și băgat, după cum se vede, de s-a afundat și a rămas blocat. Și acum din sapă și din greblă, ia uite, îl mărunțesc, îl pregătesc, îl îndrept și îl predau lui Andreea să spună legumele și ce are ea de pus aici, răsadurile de plantat. Pă, șențulețul ăsta constant vine apă și asta ne bucură. În spate avem 12 rânduri de cartofi, le-am plantat cu semănătoarea după tractor și de la cartofi încoace, zona unde nu s-a putut freza și nu s-a putut băga cu tractorul, nici acum cred că ar face niște șanțuri dacă s-ar băga, am făcut noi niște șanțuri gândite pentru iricat. Acum, ideea ne-a venit de pe YouTube, am văzut și noi, cred că în Mexico City, în capitala Mexicului, este ceva zona mai mlăștinoasă, unde tot așa oamenii și-au făcut șanțuri pe care merg cu barca și ajung la loturile lor, care sunt foarte fertile și foarte bine iricate, pentru că sunt împrejmuite cu șanțuri de apă și cu canale. Din ce se vede acum, într-o zi mai uscată, de când am făcut șanțurile astea, restul solului e uscăcios, e gălbui, iar aici e tot umed, pare umed pentru că apa nu se evaporă la fel de ușor. Acum, astea au două funcții. Șanțurile, pentru că sunt mai adâncite, ne va da posibilitatea să lucrăm mai ușor, vom avea în partea de sus un fel de pat înălțat și dacă va fi la vară umezeală aici, vom sta frumos cu picioarele în apă călduță la răcoare. De-a lungul acestui an veți vedea evoluția acestei grădini. Sperăm să avem rezultate bune și să avem o reducere a necesarului de irigație. Din păcate, doar 4 șanțuri am putut face, dar uite ce frumos șanțul ăsta de unde, cred că în partea asta e sub zona de izvor și uite ce multă apă e aici, de 15-20 cm. Când plouă tare și vine din partea aia, de pe deal, multă apă,
acolo șanțul ăla de lângă gard o să-l mai cosmetizăm și toaletăm. Uh-huh. Însă cred că ăsta e ultimul șanț pe care îl vom face și de aici, chiar dacă va veni apă mai multă, se va inunda. De-aia l-am făcut până aici, s-ar putea încă să-l prelungim. Se va inunda în continuare toată partea asta, care și asta va fi cu strată. Cam astea sunt explicațiile, a fost mult de lucru și mă bucur că n-am avut decât vreo 17-10 grade astăzi, deși a fost mădușală. Foarte multe râme am descoperit aici. Foarte, foarte multe râme. Mă bucur că am reușit astă toamnă să arăm aici, pentru că am avut niște rădăcini groase de copaci și dacă nu le puteam ara și scoate alea, era mult mai greu. Dar așa, uite ce frumos îi l-am îndreptat. E, vom avea o grădină minunată aici. Ia uite-te! Uite-te într-o mână de pământ câte râmezi. Uite-l. Asta e bogăția. Una. Două. Trei. Trei râme și una căzutuță. Ăștia-s plugarii noștri. Pentru că cred că e ultima dată când noi vom mai ara aici. Dar a fost nevoie să arăm. A fost nevoie să arăm pentru că au fost multe urzici. Uitați-te cu cealaltă parte. Da, încă mi se mai vede, dacă n-ați văzut videoclipul, cum m-a mușcat albina, da? Îmi trece. Ia de uite, de aici m-a mușcat și mi s-a tras la ochi. Acum azi mult, mult mai bine. Stau așa ca să fiu mai frumos. Da. Deci a fost neapărat nevoie să arăm anul acesta, pentru că a fost un pământ virgin, să zicem așa, cu excepția acestei zone unde am pus cartofi, aici a fost chiar rău. Ia uite ce am făcut. De pantaloni. Da, de pantaloni. Am acolo apă în șanță. De acum încolo vom face mulcire cu paie și cu alte ierburi pe care nu le folosim sau cu balos mai vechi. Și sperăm să avem o recoltă cât de mare, cât de frumoasă, cât de sănătoasă și cât de bogată. Și suntem curioși dacă pe șanțurile astea se va scurge apă și la vară sau numai acum în primăvară, când încă plouă totuși destul de des în Maramureș. Îți dai seama că dacă o să fie apă pe șanțuri, mai că nici nu mai trebuie să irigi, să auzi deloc legumele. Da, vedem. Vom vedea. Asta e treaba la țară. Trebuie să pui mâna să-ți faci. Deja merg să cer la altul, că dacă cer la altul care el a făcut cu mâna lui, o să zică, pune mâna și fă și tu. Cum am făcut eu, o să zic că poate face oricine. Aici ai cam... Cam nu-ți vine a face. Trebuie să vin cu lopata și să-l iau de acolo și să-l arunc din coace. E cam moale aici, mă, cam chinuie. Trebuie să am unde stau un pic pe drept, ca să pot să-l trag. Asta vă ziceam că m-am tot învârtit după el. Am tot tras de părăzoare. Astea mai înalte. Și apoi numai pe ele pot sta, că acolo mă afund până la genunchi. Uite așa. Uf.
Greu. Greu la țară, nu vă mutați la țară, că e de lucru. Dacă nu vă place lucru, stați la oraș. E lucrul ăsta de te face să transpiri. Adică, stai un pic, că am văzut că, la modul cum am zis eu mai devreme, oamenii au tendința să se simtă ofensați, dacă nu vă place lucrul. Dacă nu vă place lucrul manual, că fiecare lucră în felul lui, ce îi place și ce poate și ce are de lucru, dar la țară se muncește mai manual, mai fizic. Și dacă nu vă place munca așa mai fizică, trebuie să stați la oraș. Dar eu am început să mă lămuresc cu niște chestii, am auzit pe internet pe cineva zicea. Munca fizică secretă un hormon din mușchi care produce fericirea și satisfacția care o ai, nu numai că te uiți în jur și vezi că ce ai făcut și ce ai realizat, dai o substanță internă pe care mușchiul o produce atunci când îi dai de lucru. Asta vă poate confirma cei care merg la sală și fac activitate fizică și oricine face. Dar nu cred că mușchiul eliberează hormonul ăla, ci creierul. Bine. Împreună, nu știu exact de unde, că nu pot să explic de unde se produce acea substanță, că eu sunt țăran. Și este vorba despre serotonină. Așa. Și practic muncind cu mușchii, făcând mișcare multă, vă creați fericire. În contrasens cu stând la televizor la știri, unde vă creați nefericire și stres. Și alte probleme de minte. Bun. Nu suntem noi experți în psihologie și în... Dar ne dăm seama că, cel puțin eu personal, când mă apuc de treabă, o pot să mai fac pauze, da, ai satisfacție că faci ceva, vezi ceva după tine. Și se secretă serotonina, dacă ai ajuns. Dacă nu, informați-vă voi și știi mai bine ca mine. Plus, dacă lucrați în grădină, cu siguranță vă produceți ceva mai gustos, mai sănătos, mai de calitate. Dacă noi asta vrem să facem cu canalul nostru de YouTube, să vă arătăm că nu ne groază să muncim, ne place și să vă încurajăm și pe voi să faceți la fel. Nu că am fi noi cei mai vitezi sau cei mai curajoși, da? Poate dacă vă place să vă uitați la noi, prindeți curaj și vă apucați și voi, vă vin idei. De unde ai pus crengile alea ce-au fost aici? Rădăcinile. Rădăcinile? Uh-huh. Aici a fost o groapă mare și le-am băgat pe fundul gropii. Uh-huh. Ca le-a ținut mezeala în sol. Uh-huh. Nu am gata broască, i-am stricat. Te le știu. Unde am crescut eu în Oradea, pe malul Peței, auzam broaștile toată vara.
Mie nu mi-s așa draj ca ție, care vedeai broștii numai la muzeu. Dar nici mie nu mi-s draj, la fică ta-i draj. Păi tu ai zis că-ți plac să le auzi cum cântă. Păi da, îmi plac să le aud cum cântă. Ești mulțumită, nu? Foarte fain. E cât am îndreptat. Mhm. Nu, nu. Dacă stau mult și mai povestesc, îl termin. Niște încurajări mai trebuie acolo în comentarii, scrieți, bă, ce fain ai făcut, bă, cât de la un om atâta de prost, nu mă așteptam să faci atâta de bine. Scrieți ceva acolo să știu, lăudați-mă. Dacă aveți și critici constructive, le aștept cu mare nerăbdare, ca să nu se înțeleagă că nu-mi plac numai laudele. Deci cine mă știe critica, să mă critique cu folos, să mă învețe oarece bun, nu numai așa să-și bată joc, atunci nu mă impresionează deloc, de alea și eu știu face, da? Mă feresc. Așadar, ăsta e video de astăzi, lăudați-mă în comentarii dacă vă place ce am făcut. Dacă nu, criticați-mă cu folos. Vă mulțumesc pentru vizionare. Încă nu o fătați crofița, așa că cine vrea să câștige o purcică de 6-7 săptămâni, trebuie să ghicească câți purcei și câte purcelușe va făta purcica. Scroafă. Deci câți mascuri și câte scrofițe va făta cu număr. Cine ghicește, poate veni după o purcică de 6-7 săptămâni de la noi din gospodărie din Maramureș. Asta e treaba. Vă mulțumim pentru vizionare, vă dorim spor la lucrările voastre și ne vedem data viitoare. Hai că-i gata, dacă tata bagi din gură, ia să vezi ce fain termin imediat. No, ce? Cățăl? Nu m-a auzit până acum. Asta e satisfacția noastră cea mai specială, că orice facem la țară, păsărelele ne cântă. Avem veverițe, avem acolo un cuib de sturz de vâsc, mi se pare că este, într-un măr. Și avem liniște, avem satisfacții deosebite la țară. Cred că și vouă vă place ceea ce vedeți, așa că o să vă rog încă o dată să dați un like la acest video, e foarte important să ne lăsați un comentariu și dacă puteți să și distribuiți acest video ca să ne vadă cât mai mulți oameni care e posibil să le placă ce facem noi. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați și ne vedem data viitoare. Fireșul ăsta pare că ceva l-a mâncat. Eu, de când l-am plantat, am văzut care gâlma asta aici, eu sper să nu fie cancerul bacterian, sau cum îi zice, la boala aia de pom. Așa l-am cumpărat, am zis că îl pun, vom vedea dacă se aprinde. Dar văd că nu s-a prins, văd că o duce cam rău. Dați-mi un sfat ce să fac cu el. Acum, dacă văd că nu s-a prins, o să-l scot, probabil. Dar nu mi-e clar ce... Ca și cum l-o rost ceva vierme. Ce apare să fie în partea de jos. Vezi? Ceva l-o mâncat. Na.